să livrez și nu mai am timp. Și atunci voi face lumânările. Foarte simplu, foarte rapid și foarte deosebit de altfel, cu un buchețel cochet din toate mixurile astea, buchețel atașat pe lumânări. Pentru asta, Ancuța își face ordine pe masă, că vorba aia este sâmbătă și nu e nimeni jur. Nu întrerup filmarea, merg înainte. O să-mi trebuiască multe, 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 multe din astea, ca să fiu eficientă. Îmi pregătesc pentru fiecare lumânare aproximativ 10 fire de iedere ca să fac volum. Adică tai de aici. Asta o folosesc sus cu vârf. Asta o folosesc ca opții. Ca umplutură la mijloc. Aia mie verdeața pentru una din lumânări și acum pregătesc verdeața pentru cea de-a doua lumânare. Bă, frumoase siederele astea! Povestea cu lumânările este că mai nou biserica ne pune la dispoziție lumânări scurte și groase, mai aspectoase decât cele cu care eram obișnuit până în prezent. Adică s-a adaptat și biserica nevoilor noastre. Yay! Eu nu pot decât să mă bucur! Aici am dalile disponibile pentru lumânări, aici am niște garoafe, iau 2-3 din aia și mai îmi trebuie floricica asta și mai îmi trebuie buruiana asta. Este fix buruiană. Ups. N-aș vrea să te... pun câte două. Punk și punk. Hai cu lumânările. Astea sunt lumânările care se achiziționează direct de la biserică. Momentan am nevoie de ele doar ca să-mi reglez dimensiunea buchetului pe care îl pun pe ele. La fiecare mai am câți? 2 delfini. Bine. 1, 2, 1, 2. 4 delfini. 2 pe lumânare. Punem asta mai încolo. Și folosim așa. Dalie Bordeaux. Crizantemă. Cărămizie e asta. Una mare, două mici, bun, un buchet rapid, Anca, am aici și să nu uit să le pun câte un pink expression și ne apucăm de meșterit buchetul. Hai cu dalie, hai mai o dalie, stai că n-am început bine. Deci, cu dalia să-i dau înălțimea. O să-i dau un fel de bogăție.
adică volum. Ăsta vin aici. Asta îi pun puțină toamnă. Asta îi pun puțină culoare. Cu asta îi pun și mai multă culoare. Asta îl pun aici. Așa. Așa. Bă, tot, ea trebuia să fie aici sus. Ești bine. Ah, fragiluțele astea vin fix undeva, așa poate fi, așa poate fi, mai sus gardenul. Astea, trebuie să se vadă și ele undeva, așa, cam așa vreau. Problema mea este că mai vreau multă iederă. Bun. Hai să mai și în oglindă. Da. E suficient de voluminoasă. Cum ar fi, e perfectă. Pe asta nu se vede ori de mai sus. Pe asta aici. Băi! A, ce-am uitat? Aici. Busuioc. Ai, ce frumos miroase busuiocul ăsta aici. Este fix ce îi trebuia ca să aibă tot farmecul din lume. Delfinul ăsta nu se vede acolo. Delegat. Am dat-o pe jos mai înainte. Bun, o leg repede, mai fac una și le fixez pe toate. Și începem lumânarea 2. Pang, pang, pang. Apa și dacă nu fac la fel ca lumânarea 1, nu mă deranjează. Cu delfinul ăsta am o problemă, că... că l-am prea ascuns în partea din spate. Și nu am vrut asta. Aici, peste buruianul ăsta, pun asta. Aici pun asta, aici pun asta, aici pun pe sorsa, aici pun pe iederică, aici pun pe daliuță, aici pun pe asta, aici pun pe asta, aici pun pe iederu. Nu știu cât de lungi să mi le las. Tu mai sus. Tu mai sus. Tu și mai sus. Tu vii aici albastru. Tu mai sus, tu aici, upsi, tu aici, tu aici,
Hai, bă, că ești frumos. Mi-a ieșit și asta la altă. Închid cu crizanteme. Și ce dacă nu-i la fel? E de toamnă. Eu e amestecat. E cules de mâna omului. Eu am luat tot busuiocul lui doamna, dar nu este tot foarte conform cum ar fi, nu-i nimic. Uite, mi se plioștește busuiocul. Bine, la. Mai știți Astromeria Butterfly? Bun. Hai să-i pun multă iederă. Au, ce m-am înțepat. Mă mai vedeți? Am plecat la drum. No, că am folosit cam, ce să zic, cam fix câte flori am estimat că folosesc. Aceste flori de la mine din mână trebuie să plece în maxim 10 minute de la noi. Ceea ce cred că avem șanse să se întâmple. Întrebarea, Anca, cât de proaspete sunt florile? Păi, acum le-am lăsat din mână. Hai și tu. Bun. Lumânarea 1, lumânarea 2, seamănă, dar nu răsare. Asta trebuie să vină mai sus. Da. Răsare. Anchor tape. Mea zice că este cam neconvențional îmbrăcată, adică cum ar fi, are ceva, nu știu, rochie de pânză de sac, nu mi-aduc aminte exact ce mi-a zis, dar oricum ceva total neconvențional. Asta înseamnă că eu o să finisesc toată schema asta, cred că cu fix. Cu ce găsesc, adică soară, dacă o găsesc la îndemână, dacă nu, cu, nu știu, cu ceva neutru oricum.
Buchetul ăsta este greu și pentru că este greu, îl prind în două fire. De anchor tape. Să știu că nu pică de aici. Hai, iubire, și tu. Da, cozile, toate cozile astea sunt spectacol. La vedere. Nu mă deranjează. Până la urmă, cozile, dragii mei, fac parte din corpul florii. Sunt aproape gata, sunt aproape gata să l uit, să lipesc, ah, ce bine stă aia, să lipesc ceva și pe, câte o vanda pe lunări. Și pentru că eu chiar am noroc în viață. Hai să văd cât am, că poate n-am atâta noroc în viață. Încerc să înfășor încheieturile astea în soară. Mă complic acum, dar să-i la vie. Am pus niște lipici acolo să știu sigur că se așează soara cum vreau eu și că nu-mi pierd foarte mult timp. Scot aici. Bang. Înfășor. Bine, mi-e ideea e să reușesc să trec peste nebunia asta de anchor tape. Și nu vreau să înfășor impecabil, vreau să înfășor neglijent. M-a ajutat mult că am pus lipiciu. Nu se fixează mai repede și mai ușor sfoara. Da, am pe mine ceară. M-ai stricat un hanorac. Hai, bye. Pang, pang. Nu-i fac fundiță la fată, o-i las nod, neconvențional, dragii mei, cum așa să fie. Imediat, în 5 minute pleci. O să pornești mașina. Bun. Dragii mei, am terminat-o și prin asta. Și pentru o poză, toată schema. Hai, hai. Ia, ce frumos ești. Le facem mamica și o poză. Asta am vrut. Thank you.
Și cu scoas foara care mai este, legăm și pe prostul ăsta. Să împart cu voi. Ciao!